Stimați telespectatori, doamnelor și domnilor, iubiți frați și surori și dragi prieteni, vă spunem din nou bun venit la emisiunea Pași prin Credință. Mulțumim Bunului Dumnezeu și vă mulțumim dumneavoastră pentru că ne deschideți casele și putem să intrăm în ele cu bucurie, să stăm de vorbă cu dumneavoastră și să împărtășim cu dumneavoastră experiențe deosebite, unele plăcute, altele mai puțin plăcute, dar în toate dorim să scoatem în evidență intervenția și brațul lui Dumnezeu. Ca de fiecare dată avem un invitat sau mai mulți. În ziua de azi l-am invitat pe fratele Cornel Mateu, care slujește în cadrul bisericii noastre ca și administrator. Ne cunoaștem de mulți ani de zile și ne-am legat nu doar ca și frați și tovarăși de slujbă, ci și ca prieteni. Ne bucurăm să îl avem împreună cu noi pentru a doua oară și vom continua împreună și cu ajutorul dumnealui să depănăm amintiri și experiențe cam de unde am rămas data trecută. Pentru început, bine ați venit, frate Cornel, ne bucurăm să fim împreună, să stăm de vorbă cu privire la trecut, să reactualizăm anumite momente și experiențe, cele mai multe la care poate ați plâns și ați suferit. Considerăm că și acestea sunt de folos pentru cei care ne ascultă. Bine ați venit și Domnul să vă binecuvinteze. Data trecută, dacă nu greșesc, am rămas în Iugoslavia. În Iugoslavia. Ați trecut frontiera prin niște aventuri interesante, slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Și am înțeles din discuțiile noastre particulare că aveți cel puțin o experiență din lagăr care merită împărtășită cu telespectatorii și poate să fie de folos. Da, e adevărat, să reluăm de unde am rămas. O experiență și o încercare în același timp prin care Dumnezeu a îngăduit pentru mine și grupul din care am făcut parte la ora respectivă, eram 8 persoane. De fapt, Dumnezeu ne vorbise din România cu privire la ceea ce s-a întâmplat. În întâlnirea trecută am remarcat că unul dintre noi ne-a trădat și n-am ajuns unde trebuia să ajungem, unde am fost pregătiți să ajungem. De aia s-au și întâmplat lucrurile, s-au depănat după cum urmează. Când am ajuns în Iugoslavia, după ce am fost interogați, ca și oricare altul care trece granița, trebuia să facem 14 zile de pușcărie, era la vârșeț. În alte părți erau 20-21 de zile. Da. Depinde... Noi am fost 20. Da, 20, deci depinde 21. Pe care, pe unde a trecut. La noi au fost 14 zile, 15 zile normal, la 15 îți dădea drumul să pleci sau te trimitea înapoi în România. Noi fiind un grup așa de mare, toți ne spunea precis, pe voi vă dă înapoi. Nu se poate. Orice grup care a fost până acum, de la 4-5 în sus, ăștia de dea înapoi, că ăștia-s grup organizat, trebuie să găsească cine-i călăuza și așa mai departe. Ne spuneau cei care erau în lagăr. Interesant, cu noi era unul care era pentru a patra oară în lagăr. De 3 ori l-o dat înapoi și acum era pentru a patra oară. Și-o zic că atâta trece până când îl lasă să plece. El ne spunea cum s-o petrecut cu fiecare, uite așa, așa, o să vă dea înapoi. Ne-am îngrijorat puțin. Explicându-ne ce o să se întâmple, eu l-am întrebat odată, dar cam care sunt semnele când îi pregătește ca să te dea înapoi? Zice, dimineață când ieșim la raport, ne strigă pe echipe și ăștia pleacă la lucru și te cheamă în partea dreaptă. Da? Cei care îi strigă și îi cheamă în partea stângă, pe ăștia de înapoi. Ăștia te duce în partea stângă, în curte, vin ofițerii pe lângă, așa frumos, ia pe ăștia de înapoi. Deci asta era semnul. După 3 zile de pușcărie, dimineața a venit comandantul pușcăriei, șeful pușcăriei, de fapt, și mă strigă pe nume. Mateu Cornel. M-am uitat, mi s-a blocat auzul pe moment. Că nu era normal, eram în al patrulea rând în spate. Nu era normal să mă chem pe mine, ne-o luat din față.
Și Aurel Bălici, care era lângă mine, fratele Aurel Bălici, mi-a dat așa cu genunchiul, Coco, pe tine te cheamă. Și o mai strigat odată. Și el când o strigat, m-a citit de pe, o făcut cu mâna în partea stângă. Și am zis, e clar. Mă dă înapoi. E clar. Nu știu cum am ieșit afară, că eram în al patrulea rând în spate, m-am dus și m-am tras, am ajuns lângă perete, lângă zid și m-am proptit acolo. Pe toți i-o luat, i-o pus pe echipe și toată lumea a plecat. Au început să plângă unii dintre ai noștri, cei opt care au fost cu mine. Prieteni, mi-au făcut semn, au zis, ne rugăm pentru tine, o să fie ok. Eu îmi făceam acum planuri, ce se întâmplă, ok? Ce mi-o fi găsit? Aveam gestiune când am plecat din România și am zis, precis, ăștia mi-au băgat pe gât gestiunea. Ăștia s-au dus și noi investigat și ne-au băgat pe gât gestiunea. Asta e, nu se poate altceva. N-am făcut altceva. Stând acolo, după ce au plecat toți, mă strigă comandantul de pe geam, din biroul lui. Și nu l-am auzit. Eram așa de confundat în gânduri. Ce o să fac? Ce urmează? Și atunci a venit după mine afară și m-a chemat în birou. Am intrat, țin minte, era o ușă mare, deschisă, m-am pus lângă tocul ușii și el m-a invitat să iau loc. Era un ofițer sârb cu mustață, un bărbat înalt, mai înalt ca mine, poate de măsura ta. O văzut că ceva nu e în ordine și a spus către mine, e frică la tine? Am zis, domnule, sunt căsătorit de 2 ani și am 2 copii mici acasă. Oh, dar nu problem. Tu mergi în America. Păi da, dar m-a chemat aici, a rămas singur. Oh, nu. Vorbea destul de stâlcit românește. Uite care e problema. Eu m-am uitat la tine peste actele ateu și spune că tu este zugrav. Da? Oh, da, eu sunt zugrav. Zugrav opsitor, fac zugrăvele artistice, decorative și... Da, eu are nevoie. Și a început să-mi explice istoria lui. El zice, eu sunt șeful a unui partid comunist. Tu știi comunist, că tu România vii comunist. De la România și comunist. Și noi avem o sărbătoare mare. Și mie mi s-a dat să port de grijă pentru sărbătoarea asta și să aleg un loc. Am găsit locul, dar este foarte murdar. Locul foarte murdar. Și eu are nevoie tu să zugrăvește pentru mine. Oh, sigur că da, cum să nu? Dar este un problemă. E foarte mare tabăra și e foarte murdar și avem 5 zile numai. Păi lăsați-mă să mă duc să văd despre ce vorba. Și zice el, uite comandirul afară, te ia și te duci acolo, tu faci tot ce trebuie, eu o să dau la tine 2 colegi. Să lucrează și mai vrei să iei pe cineva din echipa ta. Din mele cu fratele Aurel Bălici am înțeles că el lucra la zugrăvit și că s-ar pricepe la zugrăvit. Asta a fost percepția mea. Și zic, da, fratele, domnul Aurel Bălici, că el este coleg cu mine, colega, și o să mă ajute. Bun, și eu dau la tine 2 colegi sârbi și voi mergeți, cumpărați tot ce trebuie. Am mers în sfârșit acolo, foarte mult de lucru. Ce să vă spun, o paragină în munți, munții Vârșețului. Frumos, extraordinar, un peisaj extraordinar. Dar de lucru dărâmat. Ne-am făcut o listă, am mers la magazin, am umplut o camionetă în aia mică cu tot felul de unelte, scule, materiale, tot ce trebuie și m-am dus înapoi la pușcărie. Interesant că tot lucrul ăsta s-a întâmplat în timp relativ destul de scurt, zic eu, 5-6 ore. Cam ajuns înaintea lor care veneau de la lucru în curtea pușcăriei. Eu am ajuns înainte. Și când s-a deschis ușa la curte, primul a fost fratele Aurel Bălici. A intrat și a rămas așa în ușă. Nu i-a venit să creadă că mă vede, nici mie nu m-a venit să cred că îi văd. Și am început să povestim, să-i spunem, extraordinar, o bucurie, tot a fost grozav. Însă el îl văd că se trage așa puțin, ei îmi spunea mie un nickname, Coco, așa mă numesc nepoții, și se uită la mine, zice, măi, Cocole, am o veste pentru tine. Eu nu sunt zugrav, eu nu știu să zugrăvesc. Cum nu știi să zugrăvești? Dar tu mi-ai spus,
Eu ți-am spus că am lucrat cu Aurela Lăzăroaie, cu Inoa Lăzăroaie, i-am ajutat. Eu zic, nu sunt grav, eu nu știu să... Extraordinar, mi-a zis, că acum îți praf, tu știi cât e de lucru acolo? Omul ăsta ne-a spus că dacă îi terminăm lucrarea asta în 5 zile, el semnează și garantează că toți plecăm în America, în Australia. Păi nu putem să nu terminăm. Mi-a promis, a zis, uite-te la mine, eu garantez pentru tine, voi toți 8 mergeți, Canada, Australia, America, unde voi vreți. Zic, na, lăsă-ne, aici nu Dumnezeu ne scoate. Că ăștia doi sârbi pe care îi dă, ăștia sunt numai pălmași, ăștia nu sunt meseriași. Da, eu am contat pe tine. Lucru. Dacă eu știam, zic, îl chemam pe Nelu Chirilă, că ăsta e priceput, mă. În sfârșit, am lăsat așa, o punem în mâna Domnului. Mâine dimineață la 7, noi trebuie să începem lucru. Fraților, ne-a dat Dumnezeu o biruință. În 5 zile am terminat, istoria lungă, am terminat tot. Cu zugrăvele artistice, cu linii, cu socluri în imitație de marmură, niște dormitoare mari, erau câte 20 de paturi, de seturi de paturi etajate, deci 40 de persoane. Okay? Tot era lovit, tot era dărâmat, coșcovit. Okay? Ne-a dat Dumnezeu o biruință, ne dădea mâncare în fiecare zi. Ne-a dat Dumnezeu o biruință de e greu de explicat. Deci nici noi am stat și ne-am gândit cum s-o realizat. Pentru noi asta a fost o biruință extraordinară. În 5 zile a terminat. Tot timpul cât am stat în pușcărie, omul ăsta mi-a dat haine civile, eu dimineața mergeam la sediul poliției în Vârșeț și am zugrăvit cabinetul lui, am zugrăvit holul, sala de ședință, fără gardă, fără nimeni. Eu zis la comandant, comandirul, că e așa spunea în Iugoslavia, asta nu e problemă, asta nu fuge, lasă să merge la mine la birou, el zugrăvește la mine. În a 13-a zi, ne-a dat voie să ne luăm hainele din sat și toate hainele mucegăite, cum au fost băgate ude și murdare, cum ne-a dezbrăcat atunci, să ni le spălăm, să le aranjăm și în a 14-a zi, fără cătușe, fără nimic, ne-a pus într-un microbuz fain cu un singur ofițer și ne-a trimis la Beograd. La Beograd, la lagăr. Și de acolo a început procedura cu o scrisoare specială de la el, la doamna Olga. Mi-aduc aminte că doamna a citit-o, s-a uitat la mine, a citit-o, iară s-a uitat. Și a spus, dar tu ce relație are? N-am nicio relație. Deci, în linii mari, a fost o mare izbăvire. Dumnezeu ne-a vorbit cu privire la lucrarea asta din România și n-am înțeles-o nici care până când am ajuns acolo. Noi avem cele mai puternici relații. Deci, și vă spun, relațiile noastre sunt conectate de creator, de stăpân. Și bucătarul era un sârb și avea 6 ani de pușcărie și el o zis așa, în 3 ani de când eu sunt aici, nu am văzut, vorbea destul de bine românește, că erau foarte mulți români, am fost atunci peste 120 în pușcăria din Vârșeț. N-am văzut pe nimeni, un grup mai mare de 4-5 care să lase să plece, ăștia toți de înapoi, că ăștia cu relații, zice, mafia, cu aranjamente și ei trebuie să prinde cine aranjează și așa mai departe. Deci așa au fost. Logica lor era bună. Deci dacă vine un grup mai mare, înseamnă că e organizat, au conexii, au plătit, este mai, vreo filieră care mai ales că am fost blocat. Din două părți a țării. Am avut frați ăștia din Rădăuți, okay? Noi din Timișoara și alții doi din Oradea. Deci nu se potrivea nicicum. Deci trebuia să fie tot aranjat. A intervenit Dumnezeu și a aranjat Dumnezeu. Slăvit deci, să fie, slăvit să fie, Domnul. S-a dovedit că avea relații cu stăpânul Universului, sunt cele mai de încredere relații. Dacă mergem mai departe la deplasarea în America, ultima fază, vreo 6 luni de zile prin lagăr, a durat, a sosit în America. 6 luni am stat în lagăr în Iugoslavia. În total, de când am intrat în Iugoslavia până am plecat în America, a fost 6 luni și 2 săptămâni pentru mine. Da. La fiecare era diferit, mai puțin sau mai mult. Câteva zile, o săptămână, două. Cam așa am stat și noi, deci depinde. Vreo șase luni de zile. 6 luni și 10 zile. Da. Eu normal trebuia să ajung în California, de acolo mi-a venit un spons. Însă când am ajuns în 18 februarie în 96, când am ajuns JF Kennedy pe aeroport în New York,
M-a întrebat ofițerul de immigration unde vrei să mergi. Acum primul din California au venit, dar văd că mai a venit unul din Chicago, numai ieri l-am primit. Deci vrei să mergi? Oh, vreau la Chicago, cum să nu? Și asta a fost planul lui Dumnezeu, că dacă ajungeam în California, cine știe cum să încurcau lucrurile. Viața arăta diferit. Când am mers prima dată în California și am văzut, am zis, cu adevărat, dacă ajungeam aici, rămâneam aici. Frumos, nu pot să compar. Da, însă planul lui Dumnezeu a fost și ăsta, ca să ajungă în Chicago. După cât timp a sosit soția și copiii? Exact la un an și două luni după ce am ajuns eu în America. A sosit soția în 97, în 18 aprilie. Eu am ajuns în 18 februarie, un an în urmă, și au venit în 18 aprilie. Au fost patru soții, au venit deodată. Împreună deodată. Da. Soția lui Aurel Bălici și încă două. Dacă ar fi să caracterizăm perioada de un an și două luni, prima perioadă de America, probabil că n-aș greși dacă aș spune muncă, muncă, muncă. Probabil că altceva n-a fost. Absolut. Tot ce căutam, îi spuneam atunci, lucram la fratele Radu Codreanu la parchet. Asta mi-a fost drag, mi-a plăcut, Dumnezeu m-a binecuvântat, fratele Luca mi-a aranjat să ajung acolo. Tot ce îi spuneam era, Radu, ore, îmi trebuie ore. Bă, dar câte ore vrei să lucrezi, mă? 260 de ore. Bă, dar e mult, mă. Că în America se lucrează 160 de ore. Ok? Cam 40 de ore pe săptămână. Radu, nu pot să mă duc acasă. N-am ce să caut acasă. Pentru tine e ușor, tu ai nevasta, copii. Ce să fac acasă? Mergea două schimburi de muncă și după aceea puțină odihnă și înapoi la muncă. Da, și a fost un mare har că a fost de lucru și Dumnezeu ne-a binecuvântat. Pentru mine a fost un mare har că am ajuns în Chicago. Când vorbeam cu colegi care au mers în California, care au mers în alte părți, economia nu era așa de stabil, așa de bună ca și în Chicago. A fost o economie foarte diversă. A fost muncă, dar s-a și meritat atunci. Și asta a fost în planul lui Dumnezeu, pentru că mă uit în urmă la ceea ce ne-a pregătit Dumnezeu pe fiecare pentru viitor. Aici este frumusețea traseului și la această viață. Planului. De când ai venit și până unde ai ajuns. Planul lui Dumnezeu cum s-a desfășurat, of course, desigur, dacă pui pe seama lui Dumnezeu. Da. După câțiva ani, după ce a sosit soția aici, ați început activitatea și business-ul, v-ați implicat în mod substanțial și cu multă pasiune în biserica din Jebel. Venind din Jebel, ați început la lucrarea de construcție de acolo. Da. Am înțeles din discuțiile particulare că tocmai în toiul construcției și a jertfei și a investirii în lucrarea de acolo, care o aveați în inimă, pentru care simțiați, tocmai în toiul activității, ceva catastrofal s-a întâmplat, care părea că o să stingă și o să blocheze tot. Dacă puteți să ne dați... Aș vrea să rectific ceva. Acum îmi dau seama că când am spus datele, am menționat 90, a fost 80. În perioada 85 am plecat, 86 am ajuns în America și în 87 a sosit soția, nu 97, deci vreau să rectific. Imediat după ce a sosit familia, ne-am stabilit, ne-am aranjat, cred că a fost vreo 6 luni de zile după aia, când împreună cu un alt coleg, cu fratele Liviu Mihuleț, ne-am făcut prieteni și colegi în lagăr. Am început un business, am zis, mă, e ok să lucrez pentru altul, eu, nu știu, așa mi-a fost firea și în România, pe vremea comuniștilor, eu n-am fost angajat numai foarte puțin. Am lucrat particular. Ați preferat să aveți business-ul dumneavoastră? S-a întâmplat. Cred că și la asta Dumnezeu lucrează. Și am zis, bă, hai să începem ceva. Și am început noi un business tot în parchet, ne-am cumpărat scule, am început. Lucrurile au mers foarte bine, Dumnezeu a succes. Ani de zile. În 94 a venit mama la mine în vizită în Chicago. Și discutând, înainte de ea venise un frate de-a meu și doi cumnați, fratele meu cel mai mare,
Și tot discutam de Jebel, biserica de acolo era într-un loc destul de retras, destul de greu de ajuns. Am zis, mă, Aurel Popa, el, cumnatul meu, plecase acasă și am zis, te duci acasă, te uiți să găsim un loc. Dumnezeu ne cere să punem biserica într-un loc central, într-un loc accesibil, la șosea. Pentru reparații și pentru asta eu nu dau bani pentru așa ceva. Nu-i feasible, nu-i pentru Dumnezeu. Tot ce facem trebuie să vorbească despre Dumnezeu. Oricine trece și se uită la clădirea asta trebuie să spună, domnule, aici numai Dumnezeu a putut să facă. Așa trebuie să arate lucrarea lui Dumnezeu. Și el s-a dus acasă și, ținând legătura, în 94, când a venit mama, a zis, dragul mami, dacă Dumnezeu ți-a ajutat să ajungi aici și să o duci bine, bine ar fi dacă te-ai putea orienta să faci oarice pentru Jebel. I-am zis, maică, să știi că ne-am gândit, discutăm despre asta, dar așteptăm să ne dea Dumnezeu un loc. Și așa a lucrat Dumnezeu când ne-a dat un loc chiar în centru, ați fost la deschidere, la șoseaua, cred că a fost, da, în 98, da. Așa. La șoseaua internațională, foarte, extraordinar, foarte. Cu multe probleme, cu multe intervenții, însă Dumnezeu ne-a deschis o ușă acolo și s-a început construcția în 94. În 95 eram în toiul construcției, trebuiau mulți bani. Din cauza că suntem într-o zonă seismică destul de accentuată, structura era extraordinară, deci ne-au mâncat bani, ce să spun. Peste măsură trebuia făcut, pentru că local public, eu am cerut să fie un local într-un fel unicat în felul lui, să nu fie vagon, să nu fie cu stâlpi, să fie deschis. Și arhitectul a zis, domnule, pentru așa ceva, să știi că structura aici o să coste bani. N-are importanță cât costă. Nu putem să punem stâlpi în biserică, o faceți în formă de octogon, să fie o clădire impunătoare. S-au început lucrările și mergeau banii în fiecare lună. Tot ce făceam acolo mergea. Am luat hotărârea asta înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a îngăduit să trecem printr-o încercare în luna octombrie, la începutul lunii octombrie, în 95. Aveam în Chicago un magazin și un depozit de materiale în domeniul în care lucram. Și dintr-o neglijență a unui coleg de lucru, de la o țigară, a luat foc noaptea, după ce s-a închis tot. M-a sunat în stație, este ultima mașină care a intrat, aveam patru mașini parcate una după alta, forklifts, tot ce aveam înăuntru era combustibil, era flamabil. Lacurile și așa mai departe. Eram destul de atenți. Nu intra nimeni, îmi spuneau la stație cine intră să pună alarma, așa mai departe. La 4 dimineața ne sună pompierii că magazinul este în flăcări. Am plecat de acasă, nu eram departe, îmi lua 7 minute aproximativ. Am ajuns acolo și nu ne-am putut apropia. Într-adevăr, înconjurat cu elicopterul deasupra, totul s-a ruinat. Deci s-o aprins de la țigară. Sistemul de alarmă care îl aveam, ceva s-a întâmplat și nu a lucrat, până când a ajuns focul prea departe. Și s-a făcut un damage, o pierdere foarte mare. N-aveam asigurare. Asigurarea noastră pe magazin, pentru că am zis, domnule, aici nu fumează nimeni, nu bea nimeni, toată lumea e cu atenție. La ce să plătesc atâția bani? Vorbeam cu Liviu, cu colegul meu. Anual. Pentru asigurare. Domnule, să fim, da, la minim. Minim. Okay, avem minim pe mașini. Cât? Minim a fost 50.000 să ne acopere în produse. Noi am avut peste 380.000 în inventar. Valoare. Plus clădirea 400.000. Deci, atunci a fost un moment foarte greu. Pentru mine, personal, a fost un moment foarte greu. Liviu, colegul meu, era mai diferit puțin. Am zis că e sfârșitul lumii. Am zis, domnule, s-a dus tot, toată munca noastră. Deci peste 300 de mii de dolari în materiale și valoarea clădirii în sine. Tot business-ul, toate relațiile, aveam oamenii care lucrau, contracte în proces, depozit luați de la oameni. Deci business-ul mergea destul de bine. Printre români am stat, să zic așa, cam printre primii în ce privește business-ul la ora respectivă. Asta se termină. Că pierderile le mai acoperi. Dom'le, continui cu business-ul mai departe și le acoperi. Dar în momentul când s-o catastrofă, ne-o lua tot.
Insurance-ul nu ne-a acoperat pierderi de business, nu ne-a acoperit pierderi de income, pierderi de materiale, decât 50.000. Pe lângă toate, ne și penaliza pentru că am fost underinsured, cum se spune, sub asigurare. Extraordinar. În TAP, peste toate celelalte, în procesul de stingere a focului, un pompier a intrat înăuntru și ceva s-a întâmplat la masca lui și s-a intoxicat și a căzut și ăștia nu l-au găsit. Pe când au reșit ăștia afară și-au dat seama că unul lipsă din șase. Atunci o spart ușa, au intrat și o demolat tot și să intre după el. Ok, l-au găsit, l-au scos afară, l-au dus la spital, am zis că moare. Deci, a fost, nu, nici ei nu știu cât timp a stat acolo. În apă, apa era până la genunchi, cum a pornit sistemul de antifoc, de sprinkler system. Și asta a fost cel mai greu, pentru că el și viața lui a fost pusă în pericol. Ăștia au început investigațiile și au zis că am cauzat, pentru că au găsit, s-au găsit clar de la ce s-a întâmplat. Ok? Și spuneau că am cauzat focul ca să luăm bani de pe asigurare. Și aici, și până și asta, și pierderea asta a fost din partea lui Dumnezeu, pentru că asta ne-a salvat. Când s-a făcut investigația și ei s-au uitat și au văzut că suntem sub asigurare și pierderea e sute de mii peste, și business-ul a crescut în ultimii doi ani substanțial. Ok? O zis n-ați avocatul... înregistrat pierderi în fiecare lună. Dom'le, dar cine e nebun să-și dea foc la business, un business care merge și subinsurențat? Nu se poate. În sfârșit, deci asta ne-a scos și Dumnezeu ne-a dat biruință, s-a închis cazul peste o lună de zile după ce s-au făcut investigațiile și au rămas să ne reparăm proprietatea. Da. Oricum, înțeleg. Trebuia o recuperare. Contractele care erau începute trebuiau onorate, trebuiau finalizate. Deci da. Aici sigur a fost da. Problema. Cum ați făcut față șocului? Un astfel de șoc băieții îl scoate pe om pe în linia moartă. Vă spun, Dumnezeu a avut milă și îndurare. În dimineața aia, fratele Cristi Ionescu era mutat la Chicago deja ca slujitor la Betania, fratele Luca. Au venit, stat de vorbă, eram în parcare, că nu ne lăsa să ne apropiem, eram în parcarea de peste drum. Și am stat de vorbă, s-a rugat pentru noi. Toată lumea a auzit, sigur că da. Aia ne-a ajutat enorm de mult. Parcă ne-a fost ca un aer proaspăt, ca un drum nou care s-a deschis. Și spunea fratele Cristi, frate Cornel, nu-ți face griji, ai casă, Liviu are casă, mutați lucrurile, aranjați, mutați. Că în momentele aia nici nu mai știai să judeci. Oamenii așteptau să te prezinți. Patru venuri trebuia să plece la lucru în fiecare zi. Să te prezinți la job. Nu aveam acces la contracte, la număr de telefon, să-i sun, să-i informez. News-ul vorbea peste tot, deja s-a dat la news, o ars așa, equality floors. E sfârșitul lumii, ce să zici? O încurcătură de... Însă Dumnezeu s-a îndurat și în următoarea zi, așa am primit o liniște și o pace. Și am început cu băieții care aveam, 14 băieți aveam atunci, parcă, numai la parchet. Am început să mutăm din lucruri, la mine acasă, la Liviu, să descongestionăm din ele și să începem să lucrăm așa, de acasă. Am vorbit cu supplier, toți ne-au contactat și au zis, hei, listen, nu vă faceți probleme, nu trebuie să plătești, pe cont. Tot ce trebuie, finish-uri, materiale, parchet, veniți și luați și ne descurcăm. Companiile care companiile vă aprovizionau care, cu materie. Era unul, Ericsson, n-am să-l uit Dumnezeu să-i dea sănătate, au venit și au zis, hei, Coco, don't worry, vii la store și tot ce trebuie îți iei, ok? Ok? Deci asta a fost un har de la Dumnezeu. Oricum, un astfel de moment poate să fie și un moment în care omul își pierde credința, da. Pentru că e implicat în lucrarea lui Dumnezeu, da. Atunci are nevoie parcă de ajutorul lui Dumnezeu mai mult, da. Și cel puțin aparent, Dumnezeu stă împotrivă, da. Dumnezeu te lasă să pierzi. Un astfel de moment poate reprezenta un punct de cădere. Deci, nu de ridicare. Cum ați făcut față în momentul lui? Deci vă spun drept și recunosc. Recunosc că am pus la încercare și am zis, am pus la îndoială încredere și am zis, Doamne, nu-i drept. Nu-i drept. Dar tot ce am făcut până acum, Tu mi-ai arătat că e voia Ta ca să începem construcția. Te-am întrebat.
Tu ai știut cât costă, tu ai știut că e singurul venit, nu am altceva. Am lucrat cinstit, n-avem niciun venit din altă parte, nici tot ce facem e cu mâinile noastre. Nu și se poate. Tot ce se face aici merge nu la biserica poate. Din Jebel pentru atât, ca să se finalizeze. Îmi plătesc cheltuielile, nu vacanță, nu viață sofisticată, nu, la limită ca să putem să terminăm, că s-am promis că dacă tu ne dai, tot ce ne dai e acolo. Cum se poate? Și dintr-o dată cum totul se... Cum se poate lucrul ăsta? Nu-i trebuie să nu mai spun că în perioada aia adunasem materiale ca să... și mi-am pregătit pentru un container. Trebuia să trimit un container în România. În early 90s, deci până prin 98, 2000, nu erau așa materiale intrate din Europa în România cu care să lucrez. Am pregătit instalația de încălzire, instalația de apă, o grămadă de lucruri, parchetul inclusiv, materialele pentru finisat, tot să trimit un container ca să poată să continue. Și tot era blocat acolo. Am zis, bă, dar nu e adevărat. $10,000 investit numai în materiale, okay, care trebuia trimise. Și totul blocat, nu mai vine nimic. Ok, nu mai este ca să continui, dar nu mai am nici pentru mine, nici pentru viața de zi cu zi. Ce fac? De unde încep? Că practic nu mai încep de undeva, mă duc de sub. Și okay. Totuși Dumnezeu a lucrat într-un fel ciudat și aproape inexplicabil. Da. În două feluri. Unu, v-a întărit în credință ca să nu ajungeți ca cei care nu mai se încred în Dumnezeu, să nu ajungeți ateu. Da. Așa? Foarte deci v-a întărit în credință și să acceptați catastrofa asta, încercarea asta, ca parte din planul lui Dumnezeu, care chiar dacă nu se poate explica, Dumnezeu are un motiv pentru care lasă. Absolut. Deci, absolut. Foarte interesant. Dumnezeu a intervenit la nivel de credință și apoi e clar că Dumnezeu a intervenit și în afacere și în business, că ați reușit să refaceți clădirea, ați reușit să continuați mai departe cu contractele care le-ați început, să vă reabilitați fără bani de la asigurat. N-am împrumutat de nicăieri, n-am intrat la loan, la nimeni, n-am luat de la nimeni, nu ne-a dat asigurarea decât 48.000, că ne-a luat deductible-ul 2.000. Și am continuat cu ăștia. Am muncit, după ce ne-a dat voie să intrăm în clădire, am curățat tot, ne-am apucat noi la spălat, la vopsit, la curățat, la rearanjat. Și Dumnezeu ne-a dat biruință tot în această perioadă. Vândusem un building, că eu mă pregăteam să mă mut în Arizona. Era perioada de pregătire. 94 am fost în vizită aici, am mers acasă și am zis, de ce, dragă, noi ne mutăm în Arizona. Mai bine că acolo nu m-am simțit nicăieri, mă. Nicăieri. În 4 zile cât am stat. A durat un an de zile până când am vândut anumite lucruri. Vândusem un building și trebuia să plec, mai aveam 2 săptămâni să vin în Arizona, să cumpăr ceva ca să fac tranzacția, să nu pierd the tax advantage la ce s-a vândut. Și deci totul, încercarea a fost prea mare. Prea deci mare. Totul în același timp. Oricum consider și vreau să zăbovim oarecum, chiar dacă într-o paranteză, o astfel de experiență oarecum stă împotriva învățăturii și teologiei absolut. Prosperității yes. care da. Îi învață pe oameni da. Că dacă ești un om credincios, dacă ești un om darnic, dacă faci partea Domnului, sigur, întotdeauna, da. Dumnezeu să-ți o să-ți dea mult mai mult da. Înapoi da. Și o să faci afaceri cu Dumnezeu. Tu îi dai lui Dumnezeu 100, Dumnezeu îți dă 1000 și întotdeauna și așa mai departe, o să fii sănătos, o să-ți meargă bine, o să ai succes. Experiența aceasta împreună cu altele și a multor oameni ai lui Dumnezeu nu are nicio bază. Din punctul meu de vedere, din experiența mea, nu are o astfel de învățătură nicio bază, nici personală, nici în viața de zi cu zi reală, dar nici biblică. Nu are nicio bază. Deci că nu, e posibil nu... pentru oamenii lui Dumnezeu, pentru oamenii credincioși, pentru oamenii pocăiți, pentru oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu, oamenii care slujesc lui Dumnezeu, oamenii care se dăruiesc, e posibil să treacă prin încercări, da. Să le ardă casa, da. Să-și piardă afacerea, da. Să li se îmbolnăvească soția, să treacă prin necazuri la care nu se așteaptă și totuși Dumnezeu să fie alături de ei.
Să zăbovim numai puțin la asta, să spunem ce-ar fi, ce este cel mai ușor? Când este cel mai ușor să dai? Când ai. Nu? Când ai. Păi dacă ai 10.000, dacă ai făcut 10.000, e foarte ușor să iei 1.000 și să dai. Dar dacă nu i-ai 10.000 și n-ai nici 1.000, e ușor să dai 1.000? Nu e ușor. E mult mai greu. Dumnezeu aici, aici ne testează. Aici ne aduce. Aici ne aduce. Că e așa de ușor să slujești când totul merge extraordinar. Să spui, haleluia, God is good. God is awesome. Dumnezeu e bun, Dumnezeu e extraordinar. Când totul merge bine. Dar ia să vedem când îi luăm, cum i-a spus la Iov. Când îi luăm. Pe lângă toate astea, spuneați mai înainte, când nu-i business, nu-i venit, nu-i sănătate, tot din întâmplarea asta era să mor. La o lună, doar la o lună după ce s-a întâmplat lucrul ăsta, am mers să curăț, să rearanjez și noi am făcut, că n-am avut de unde să plătim. Și lucrând acolo, fiind foarte frig, în Chicago e foarte frig, mai frig în România, mergea un încălzitor, ok, în warehouse, în depozit. Și depozit, lucram cu un stivuitor pe bază de gaze, pe propan, butilie cu propan. Și ăsta făcea gaze, le dădea în aer, încălzitorul le lua, le ardea și le trimitea înapoi. Și s-a format o reacție chimică care ne-a gazat. Eram eu și cu încă un coleg, Petre Crdei, un fost coleg din România. Și nu ne-am dat seama că ne-am gazat. Dureri de cap extraordinare. La un moment dat, Petre zice, bă, Coco, nu mai văd. Eu zic, bă, dar nici eu nu mai văd. Nu i-a prins becul, s-a stins becul, ce s-a întâmplat? Un depozit destul de mare. Am luat telefonul și știu că am sunat la soție și a venit soția acolo, Lidia, și am zis, trebuie să mă duc la doctor. Petre a zis, eu nu mă duc. El era anti-doctor, anti-medicamente. Eu zic, eu nu mă duc. Dacă mor. Ca și mulți români. Bă, zic, mă duc la doctor, nu mai pot. Simt că îmi explodează capul. Nu mai pot. Mă duc la doctor și îi explic ce s-a întâmplat. Doctorul era un doctor român, Stambuliu, din Timișoara. Un doctor foarte bun, doctor de familie. Că ne-am cunoscut ani de zile. Ne știa familia, ne știa toate problemele de sănătate și așa. Zic, nu mă duc la cineva, mă duc la cine mă cunoaște, îl sun să fiu sigur că e la office. Și când îi spun despre ce e vorba, zice, bă, tu faci meningită. Trebuie să-ți dau, uite aici, patru, te duci repede la farmacie și iei medicamentele astea. Au fost patru, din care două le țin minte, cloramfenicol, în sfârșit celălalt îl uitasem. Două care am fost alergic la ele și eu n-am știut. Ok? În special la cloramfenicol. Un medicament ieșit, care nu se mai folosea, ok? Nu știu cum. În România încă se folosea. Mă duc la farmacie, da, doamna de acolo întreabă dacă sunt alergic. N-am știut că sunt alergic la ele. Le-am luat și le-am luat imediat. Ok? Așa durere am avut. În 5 minute am făcut reacție. Am făcut alergie la medicament și am început să mă umflu. Am stat foarte aproape de casă. Unde a fost farmacia? N-au fost nici 5 minute. Am ajuns acasă. Când m-am uitat în oglindă, m-am speriat. Copiii au început să plângă, le-a fost și teamă. Arătam ca un monstru. Mi s-a mărit capul, mi s-a mărit mâinile. Picioarele abia am reușit să-mi dau pantofii, cum am dat pantofii jos, s-au umflat. Deci am avut o reacție extraordinară de la ficat, la medicament. O sunat la pompieri imediat, să vină pompieri, am auzit sirena. Eu m-am dus la geam și mă trăgeam foarte puternic la geam cu pieptul, că mi se bloca respirația și mi se trăgea limba. Fratele meu, Doru, cel mai mare, a fost la noi în vizită și mă împingea, cu mâinile mă împingea din spate la geam ca să pot, că nu mai puteam să mi se trăgea limba. Am zis, e gata. Atunci, din nou, am avut un proces și am zis, Doamne, nu se poate. Nu se poate. După ce mi-ai luat tot. Acum, după ce mi-ai luat. Acum îmi iei viața în fața copiilor mei. Tot să uită la mine cum îmi dau viața. Nu se poate, dar ceva nu e în ordine. Ce am făcut? Că dacă am făcut, adu-mi aminte să-mi cer iertare, să fac ceva acum. Deci mi-aduc când mai discut cu soția și Cătălin și Corina, copiii cei mai mari, își aduc aminte foarte bine de imaginea aia. Mai discutăm. Și ne gândim mult la lucrul ăsta. A fost extraordinar. Teribil. Deci nu numai că mi-ai luat tot. Acum am ieșit viața. Și ok, mă duc. Ce se întâmplă cu copiii? Ce se întâmplă cu proiectul? Ce se întâmplă cu proiectul ăsta?
Cine îl face? O să râdă toată lumea după ce ne-am luptat atâta ca să ne-l dai și ne-l ai dat la șoseaua. Toți oamenii zic, dacă aici se face, mă, dacă pocăiții poate să facă o biserică așa cum și-o propus, ăsta e lucru mare, domnule. Ăsta e o minune a lui Dumnezeu. Minune. Ok? Că era mai mare decât biserica ortodoxă, într-un fel. Ok? Și în sfârșit au ajuns pompierii, mi-au băgat pe venă medicamente, le-au arătat soția ce medicamente am luat, una mă tot apăsa și mi-a pus oxigenul și așa, Dumnezeu m-a scăpat, uite, așa. A fost o minune pentru doctor când am ajuns la spital, că am scăpat de la Voltaren și clorafenicol. Astea au fost Voltaren și clorafenicol. Deci încă un lucru extraordinar ca să pot să-i dau slavă lui Dumnezeu și am uitat de pierdere, am uitat de toate celelalte. Noaptea după ora 2 când mă dea drumul să plec acasă, așa zis, repede? Da, da, o zis doctorul, nu, n-are rost să-l mai ținem. S-o tras, așa erau niște glute așa pe mâini, tot s-o tras. Și în ziua următoare deja s-a fost acasă. Am fost mai ok, a doua zi deja mers la lucru și totul a fost. A rămas cu urmări la ficat până în ziua de astăzi și probabil că cu ceva trebuie să mergem din lumea asta ca să ne aducem aminte, să nu uităm. Și asta cred că este un plan al lui Dumnezeu, ca să nu uităm de ceea ce a făcut Dumnezeu. Deci umblarea cu Dumnezeu nu înseamnă doar succes, câștig, sănătate, bani și progres. Umblarea cu Dumnezeu poate să includă și experiențele lui Iov. Da. Poate să includă și suferința. Asta nu înseamnă că Dumnezeu ne-a părăsit, s-a uitat de noi. Da. Deci pentru cei care sunt încercați în zilele noastre, pentru credincioșii care suferă, care pun la îndoială voia lui Dumnezeu sau planul lui Dumnezeu sau chiar existența lui Dumnezeu. Absolut. Dumnezeu este tot așa de mult alături de noi în zilele în care ne merge bine, da, ca și în zilele în care avem impresia că ne dăm duhul, da, și că, da, trebuie să plecăm din, da, lumea aceasta. Foarte. Cred că, da, ne mai oprim la o experiență în emisiunea de azi, mutarea la Arizona. Da, deci și asta a fost o lucrare. După aceste experiențe n-a mai durat mult și v-ați mutat la Arizona. La două săptămâni după ce a luat foc business-ul la Chicago, eu am venit în Arizona ca să cumpăr, am cumpărat două proprietăți atunci aici, ca să ne pregătim mutarea. So, am cumpărat, tot a fost ok, tot a mers bine, le-am închiriat. Aici, că am zis, până venim noi, nu vândusem, acum business-ul m-a dus în urmă. Că noi am pregătit să punem business-ul de vânzare. Aveam deja clienți interesați, foarte interesați. N-ați avut ce Dar vinde. N-am mai avut ce să vindem. A început să meargă puțin în jos, ok? Și am zis, am vorbit cu Liviu și el a zis, și el era gata să vină. Și el a zis, măi, eu în situația asta nu pot să plec. Noi pierdem acum dacă vine, pierdem mult. Ok, din clienți, valoare și așa mai departe. Și am decis ca el să cumpere partea mea, el să mă plătească pe mine, în timp, ne-am înțeles, tot a fost fain, ca să nu pierdem niciunul și am zis, lăsă-mi, tu nu ești așa de forțat. Tu nu vrei să te muți chiar așa de repede. Pe mine ceva mă împingea de la spate. Trebuie să te muți. Mi-a și plăcut, e foarte adevărat, aici. Am cumpărat, o cumpăra și el, ne-am înțeles ca să cumpere de la mine, dar am zis, uite, mai vreau să stau un an de zile, că trebuie să termin biserica la Jebel, dacă mă mut în Arizona. N-am niciun business, nu produc. Nu o să fie așa de ușor și încă mai sunt, eram cam pe la jumătate. Asta a fost în 96, noi am deschis numai în 98 când am fost la deschidere. Da. Deci finisările ne-au luat și mai mult, că știu că am refinanțat casa ca să putem să terminăm. În sfârșit, o altă experiență. Dar am închiriat și în 96, când ne-am hotărât să venim aici, cu soția nu fusesem încă la Arizona. Și am zis, dragă, hai să mergem până acolo, că ia să chiriașe din casă, unde trebuie să ne mutăm noi, să vedem cum e și casa, să ne predea totul și să vezi și tu unde ne mutăm, să poți să-ți faci o idee, că în decembrie trebuie să ne mutăm. Asta era în noiembrie. Cred că era și un pic de tensiune acolo, dar dacă nu o să-i placă. I-am dus filmat, i-am dus poze, au zis, auzi, dacă ție-ți place, tu te simți bine.
a pus Dumnezeu în mine așa o durere, okay? o boală, pot să zic, niște alergii extraordinare, încât doctorul Chieregi, tot un român, a zis, auziți, dacă nu vă mutați la un loc cald și uscat, asta vă bagă în pământ. De asta nu scăpați. Nu puteam să dorm, dacă dormeam 3 ore pe noapte, era mult, de la alergii. Era dezastru. Da. Când am venit și am văzut ce bine ei și soția au văzut că ne mutăm, dragă, mergem oriunde. În sfârșit, aveam niște prieteni în Chicago, familia Ursache. Și ăștia au zis, bă, tu ți-ai pierdut mintea, mă. Acum când merge business-ul, mă, dar ce să cauți acolo? În Sandu, te rog frumos, hai numai o dată cu mine. Eu îți plătesc drumul. Vreau să vezi, mă, ce la Arizona, cât e de frumos. M-am gândit că da, dacă se mută și el. Ok? Soția lui era frică de avion. Nu putea să meargă, e claustrofobic, nu putea să fie închisă undeva. Zic, auzi, anișoară, eu mă rog Domnului și, listen, ai să vezi ce ușor o să fie, mergem împreună, o să fie foarte fain. Gata, am luat bilete, ne-au ascultat, ne-am înțeles foarte bine, am fost prieteni din lagăr. Și am plecat. Well, am plecat cu avionul, tot a fost fain, până am ajuns peste munții Colorado. Era înainte de Thanksgiving, în noiembrie. Înainte de ziua mulțumirii. Da. Am lăsat copiii acasă, 4 copii, cu altcineva, ok? Și am plecat împreună cu Lydia, cu familia asta, peste munții Colorado, la un moment dat, pilotul anunță că este o stare de tulburență și că să ne punem centurile, așa cum se face de obicei. Da. Okay? Ne-am pus centurile, tot a fost fain, spune pe după câteva 5-10 minute că să cam gata și e ok dacă vrem să mergem, cine vrea să meargă la baie, să dai centura jos. Ok, fine. Pe când să ne desfacem, mă, a început, domnule, ai zis că să răstoarnă avionul. Mai rău. Extraordinar. Tulburență și mai tare. Și mai tare. Noi am fost mai în spate. La un moment dat anunță și spune că și stoardesele să nu se mai ridice și să-și pună centura, să nu se mai miște nimeni. Din mișcări a început să deschidă cușetele de sus și să cadă bagaje. Când era avionul într-o parte așa, când era așa. Țipau oamenii, femeile, femeia de lângă anișoara, soția lui Sandu, ți-am spus că nu-mi place, ți-am spus, o să murim aici, copiii mei acasă, copiii voștri acasă, cine a trebuit? Îți spui drept că nu mi-a fost tot una. Mi-a fost foarte greu. Ai simțit o măsură de responsabilitate că i-ai convins că să vină. Ok, murim, dar trebuie să dau socoteală. Două familii, că doar, băi, dar ce mi-a trebuit să insist atâta la ăștia? Măcar să nu fi venit ei. Stând așa și umblând așa, a fost o cădere, a căzut avionul în jos, în gol. Așa de mult de unul a ieșit din centură și a ajuns cu capul în plafonul de sus. Deci a fost cea mai... Stoardesele de lângă spunea una, de 15 ani lucrez pe avion. Așa ceva n-am întâlnit. Deci, vă spun, fraților, Ați văzut cu ochii da. Destrugerea avionului. Nu prea mult de tot ca alții, dar am umblat destul de mult cu avionul. Deci așa ceva. Nu ni s-a întâmplat. Eram și la geam și când era avionul într-o parte așa, când mergea în jos, când a căzut în jos dintr-o dată, a ieșit ăsta din spate, cărucioarele, și a luat-o pe... Când a mers tare în jos, așa, a luat-o pe culoar. Atunci am stat și mi-am pus capul în genunchi și m-am rugat. Și am zis, Doamne, dacă de aici vrei să ne iei, e ok. Dar tu mi-ai spus ca să mă mut în Arizona. Tu mi-ai pus în inimă să mă mut în Arizona. Tu mi-ai spus că o să terminăm biserica la Jebel. Pe lângă biserica de la Jebel, cei de la Suyug, de unde e soția, așteaptă să terminăm acolo ca să facem dincoace. Că toți aveau nevoie, era după Revoluție, era atunci o explozie, trebuiau peste tot. Tot era vechi, tot era așa cum era. Ceva nu e în ordine, nu mai înțeleg. Dacă nu pentru mine, Doamne, dacă nu pentru familia asta, ăștia sunt nevinovați. Ăștia nu veneau, ei nu erau astăzi aici dacă eu nu-i aduceam. Te rog frumos, numai o dată ascultă-mă. Să nu murim acum. Să nu murim acum. Să nu cadă avionul. Dacă vrei să mă iei pe mine și nevastă-mea, ia-ne altă dată, din alt loc. Dar nu familia asta, că să-i duc în mormânt cu mine, e o povară. Că ei nu-ți devină. Și m-a rugat cu voce tare între ei, că eram noi aici și ei în spatele nostru. N-a durat câteva minute, s-a liniștit, tot a fost ok, am ajuns jos,
A fost extraordinar. Noaptea am ajuns la hotel, numai de asta am discutat. Dar noi de bucurie și de extaz am uitat să sunăm acasă. Să spunem că am ajuns și că totul e ok. La TV, la news, s-a spus despre avionul nostru și despre un alt avion în aceeași perioadă, tot peste Colorado. În celălalt avion, 18 au fost accidentați. La noi numai 2. Ăsta care a căzut și una care s-a speriat și a ieșit și a căzut pe culoare. Familia era îngrijorată. Celular n-aveam cu mine. Atunci când am zis, nu trebuie, când ajung acolo să sun, nu ne puteau contacta. Un stres și un chin din ăla până mâine zi. Nu știm de ce s-a întâmplat așa, dar am învățat de aici foarte, foarte mult. Exact ce spune Biblia. Degeaba păzește cineva o cetate. Dacă nu păzește Dumnezeu. Dumnezeu. Timpul nostru a expirat, frate Cornel, așa de repede. Au trecut din nou 50 de minute. Wow. Ne-am bucurat mult să putem să stăm de vorbă. Experiența zborului de la Chicago la Arizona a pregătit terenul pentru următorul proiect și următoarea lucrare în care Dumnezeu avea în plan ca fratele Cornel Mateu împreună cu poporul Domnului de aici și noi ceilalți să ne implicăm la Arizona. Dumnezeu lucrează minunat, chiar amin, dacă amin. Ne trece prin cuptor. Vă mulțumim din toată inima că ați avut răbdare să stați împreună cu noi. Credem că aceste emisiuni vă fac bine și vă binecuvintează. Vă salutăm în numele Domnului. Mult har și pace!